La Iași, cazurile de COVID au apărut și în rândul copiilor. Doi pacienți sunt internați pe zona roșie la Spitalul de Copii Sfânta Maria. Aceștia nu au o formă gravă a bolii. Având experiența valului 3, medicii sunt optimiști în privința cazurilor din această toamnă. La Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași sunt internați primii pacienți pediatrici cu COVID-19. Unitatea medicală are 9 paturi disponibile pentru pacienții COVID, iar numărul lor poate fi extins până la 100 de paturi. Momentan, doar 2 pacienți află internați în zona roșie. Momentan avem 9 paturi, ele pot fi extinse, având în vedere că de la 1 octombrie clădirea din mare, partea dreaptă, va fi dată în folosință, până la 100 de paturi cu oxigen și aer comprimat, nu 100 de paturi de ATI, da? Doar pentru pacienți care pot beneficia de tratament pe pozitiv COVID. Sperăm să nu avem nevoie să blocăm toată zona 4 pacienților, toată zona din dreapta pentru valul 4 pacienți pozitiv COVID și să incidența să fie mai mică. Medicii speră ca începerea școlii să nu ducă la un număr mai mare de copii infectați cu COVID. Din experiența doamnei doctor care este coordonatorul tampon COVID, undeva la 2 săptămâni după începerea școlii ne putem face începerea școlii în modul fizic. Putem să ne facem o imagine asupra incidenței. De la începutul lunii august, când a început din nou să crească incidența cazurilor de COVID în rândul populației pediatrice, Spitalul de Copii a înregistrat 6 cazuri care au necesitat internare în spital, fiind diagnosticat și un adult. Până acum, în cursul valului 3, au fost 273 de cazuri. În privința paturilor ATI, unitatea medicală are 3 locuri care se pot extinde în funcție de incidență. Reprezentanții unității medicale au precizat că sunt mereu pregătiți pentru cazurile cu forme grave și cu insuficiență respiratorie, dar speră să nu apară aceste probleme, iar copiii să dezvolte forme moderate.